Ne aflăm pe platforma care găzduiește evenimentul anual Ziua Grâului, Bărăgan, prima ediție în anul 2021. Alături de noi este compania Adama, cea care va susține ca și partener oficial această ediție și cărora le mulțumim pentru că împreună am găsit cele mai bune soluții pentru a proteja cultura din această platformă. De ce? Pentru că soluțiile pe care le propuneți sunt adaptate acestei zone și după discuțiile pe care le-am avut cu fermierii am ajuns să înțelegem că sunt importante astfel de parteneriate pentru succesul unui astfel de eveniment. De ce este important? Este important pentru noi, ca și fermieri, să știm care sunt noutățile în materie de protecție a culturilor și, în același timp, să gândim sustenabil și pentru viitorul unei agriculturi care va fi din ce în ce mai restrictivă. Mulțumim încă o dată, compania Adama, și aș vrea să știm cât de important este acest parteneriat pentru dumneavoastră. Pentru noi a bucurat foarte mult această oportunitate și faptul că am putut să fim prezenți într-o zonă agricolă foarte importantă, așa cum este Bărăganul, mai ales în prezența unui partener foarte serios. Știm că în această zonă avem două asociații foarte puternice de fermieri care mobilizează fermierii, care fac tot posibilul să-i țină uniți, să le aducă cele mai bune informații, cele mai recente, să fie actualizați. Și faptul că noi putem să le fim alături, să fim prezenți cu soluțiile noastre, să le punem la dispoziție know-how-ul nostru, tehnologiile care au fost testate și au dat rezultate foarte bune pentru a fi aplicate și aduce producțiile din această zonă acolo unde ne dorim și unde ne-am obișnuit să fie. Așa este, această platformă se adresează în primul rând fermierilor din zona Ialomița-Călăraș, aici unde, așa cum a spus Asociația Producătorilor de Porumb, împreună cu ACCPT Ialomița, au un număr important de fermieri care au aderat și care merg pe același drum cu noi și pentru care, an de an, trebuie să venim cu soluții noi, inovative, soluții pe care și compania Adama ni le oferă. Cu siguranță, aceste asociații sunt un exemplu pentru ceea ce înseamnă forma asociativă și cooperativă în România. Știm cât de important este ca fermierii să fie uniți, ca vocea lor să fie auzită și totodată comunicarea și schimbul de experiență nu poate duce decât la lucruri bune, la lucruri productive. Cum spuneam, este important ca potențialul României agricol să fie unul ridicat, să fie unul care să ne mândrim afară și sunt sigur că pe viitor celelalte țări din Uniunea Europeană se vor uita cu admirație, să spunem, la rezultatele pe care le vom avea. Într-adevăr, împreună și construind astfel de parteneriate, putem face agricultura României mai profitabilă, de ce nu? Productivitatea la hectar poate să crească, iar fermierii pot lua deciziile și pot asigura acest management al riscurilor în agricultură și prin utilizarea produselor de protecție a plantelor și a tehnologiilor noi în agricultură.